Maria s-a întâlnit cu Liviu și Delia pe holuri și a zis zâmbind nu mai zic nimic și ei au răspuns hai de zi ce e și Maria spunea că nu e nimic de rău, ba chiar de bine, i-a văzut astăzi ținându-se în emisiune de mână și că așa se ținea și ea cu Ștefan de mână când erau într-o cunoaștere și că au fost cumva luați la rost, la capricii atunci că de ce vă țineți de mână, sunteți într-un cuplu? cum n-ai voie să te ții de mână dacă ești într-o cunoaștere, că n-are treabă. Și după le-a zis Maria celor doi, eu sunt prietenă cu Iuliana, dar să, ști, să știți că vă stă bine împreună. Liviu și Delia au zis mulțumim și după a continuat Maria spunând ce e frumos, îi place și lui Dumnezeu. Și apoi, ca să nu zică mai multe de atât, a zis gata, 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 nu mai zic nimic și a plecat. Așadar, această posibilă viitoare relație este și pe placul Mariei, deși știm că este destul de apropiată de Iuliana, care încă pare să mai sufere după Liviu.